Salutare tuturor și bine v-am regăsit bun la un minunat nou episod de Minecraft, fraților. Astăzi suntem din nou pe minunata noastră lume, unde am și murit ieri pe live. Dar mă rog, nu contează. Astăzi, fraților, m-am gândit să facem o casă din Lucky Blocuri. Bineînțeles, practic pe partea aceasta nu am modul Lucky Block băcat, dar am o textură acum care schimbă spongiurile în Lucky Block-uri și dacă țineți minte pe live-ul de ieri am făcut rost de destule multe spongiuri, am vreo 60 și ceva și mai am și un chest, deci o să ne ajungă destule mult. Am fost aici să iau niște cărbune pentru că nu prea mai aveam cărbune să prăjim practic spongiurile alea. Ok, și da, hai să vedem cum este căsuța. Nu uitați să lăsați și voi acolo un like și nu uitați că astăzi la ora 8 o să fim, bineînțeles, live. Sper că stai drumul spre casă. A, uite, cărbune, ok. O să mai am niște cărbune de pe aici, că na, nu știu cât îmi trebuie exact. Să avem acolo, să nu stăm să ne chinuim, să, na, totuși. Oricum, probabil o să mai trebuiască, o să mai prăjesc și alte chestii. Bun, hai să mergem. Aoleu, unde trecu sunt? Ok, hai să ieșim. Nu știu pe unde sunt. Am reușit să mai găsesc itemele astea după ce am murit atunci, dar nu mi-am găsit buții, nu mi-am găsit pantalonii. Asta ce e, ceva mină? Aparent, da. Na, stai că, na, cred că găsesc și ieșire pe aici. Am trecut pe lângă ceva iron, dar nu contează. Și, ia, uite, ieșirea. Stai așa, stai. Hai prima dată să urcăm pe apa asta. Ok. Măcar de... Când au băgat chestia asta cu... Oh, stai bă, uite, am apă. Aștept să urc tot cu apa. Cumva. Din așa. Ok, ca să nu mai erosim noi blocuri aiurea. Bine, hai că urcăm pe aici, că e mult mai lejer. Așa. De când au băgat chestia asta cu notatul în Minecraft, e mult mai lejer să urci în apă. Și cred că e și mai bine, că mai mult te enerva, gen să... Na, te chinui așa. Bun, hai să vedem unde naiba e casa. În ce parte? În partea asta, ok. A, da, nu e foarte departe, cred că ajungem repede. Am elitra, dar n-am artificii, deci nu o să mă ajute la absolut nimic. Deci trebuie să mergem așa, pe jos, ce se faci? Așa e când ne ai artificii. Cât de ciudat sună asta, da, mă rog. Bine, oricum ajungem repede și numai bine. Cred că văd ceva pe acolo. Nu, stai. Cred că trebuie să trecem de pădurea asta. Deci casa mea știu că e la minus 500 cu minus 1000, ceva de genul ăsta. Da, mai fost pe aici, deci 100%. Na, o să găsim căsuța, sper. Sau poate ne pierdem de tot. Nu, nu o să ne pierdem de tot. Ha, mă, boss, cât mai am? Mă omoară drumul ăsta, mă jur. Ok, bine, boss. Ia, uite, turnul titanilor, deja îl văd acolo. Am uitat că ne-am elitrat în spate. Eu voiam deja să zbor pe aici, ce să mai, gata. Bun, deci trebuie să punem prima dată spongiurile alea la prăjit și până atunci o să, na, o să le luăm pe alea normale ca să vedem unde facem căsuța și cum o facem. Bine, cred că o să-i pun și niște geamuri și chestii de genul ăsta, dar totuși am destule multe spongiuri, dacă stau să mă gândesc câte am aici, uite, 62, adică eu zic că ne ajung destul de bine, gen. Bun, hai să luăm și sticla asta. Văd că și sticla e schimbată puțin pe textura asta. Ok. Mai trebuie de pe aici? Nu, ok. Bine, hai să punem acum. De că o să punem atâtea spongiuri, să zicem că, na, totuși. Ok. După care punem și aici. Punem vreo 15, să zicem. Să le împărțim aici, gen, în toate astea. Uite, încă 10 aici. Bun. Încă 10 aici. Perfect. Și să zicem că 9 aici. Bă, stai. De ce nu se duc direct aici? Nu înțeleg. Mă rog. Ok, și astea nouă aici. Perfect. Și faza e că mai am eu câteva într-un chest. Și cred că mai am și de prăjit câteva. Dar mă rog, las că rezolvăm noi, boss. Nu e nicio problemă, stai așa. Numai să ajungem. Bun, deja vedem aici câteva lucky blocuri și un lucky block acolo, din câte vedeți. Hai să punem și pe astea, că mai avem ceva furnale pe aici și libere. Deci numai bine putem să le împărțim și pe astea. Uite, unul aici și așa. Mă rog, 6 acolo. A, uite, aici am putea... Nu, am uitat eu să pun cărbune. Super. Genial. Ok. Aici mai punem și în ăsta. Și cred că în ăsta o să le punem pe toate 13, că... Na, totuși. Ok. Ce acum frumos se fac aici lucky blocuri. Cât de ciudat e treaba să prăjești un sponge și îți dă un lucky block. Dar e ok. Bun. Avem un stack și 8. Eu zic că ne ajunge să facem o căsuță destul de măricică totuși. Mai am aici dita mai... Yo, ce ciudat arată
halul, măgarul, mă rog. Asta ar trebui schimbat. Dar vedem noi cum facem. Bun, cred că în partea asta e ok. Cred că zona asta ar trebui să ne ajungă. Și o să vedem ce facem și pe acolo pe jos. Da, cred că pe aici ar trebui să ne ajungă cât să facem o căsuță. O să trebuiască să facem și drumuri la toate casele astea. Dar vedem noi chestia asta după. Bun, hai să începem să facem această minunată casă. Ok, aici să fie intrare. Nu, hai să zicem că uite, aici o să fie intrare. Bun. O să facem o casă simpluță. Facem o casă pătrată. Cum ar arăta? Cam mare căsuță. Deși am blocuri, dar trebuie să-i fac și acoperiș și de astea. Adică trebuie să ținem cont și, și de chestiile astea. Bă, aș putea să fac o căsuță în aia. Ia stai, stai, stai că am o idee. Facem așa, bun. Deși cred că ar trebui să fie mai mare. Na, ceva de genul. Ok. Și în partea asta. Bun, și cred că ar trebui să mergem să și dormim. Ok, bun, așa o să fie intrarea. Chiar dacă o să fie o căsuță, să zicem, pătrățoasă așa, vreau să-i fac acoperișul mai fain. Aici văd că a explodat un creeper. Hai că am un pat în casa asta, cred. A, nu, aici am. Hai să mergem să dormim acum. Dăm un mare cap la pernă aici. Da, văd că măgarii și caii arată super, super ciudat. O să trebuiască să modific eu chestia asta. Vedem cum facem. Da, mă rog, hai prima dată să terminăm noi cu căsuța asta, să vedem acolo ce facem și după aia ne ocupăm noi și de alte chestii. La acoperiș v-am zis o să fie probabil un pic mai greu de făcut așa, că vreau să arate mai altfel, să zicem. Bă, ce mă enervează că n-am zoom, abia aștept să bage și versiunea normală de 1.13, să nu mai stau pe snapshot și de-astea. Plus că nu pot să mă bag pe următoarele snapshot-uri pentru că îmi strică harta. Și, na, nu vreau chestia asta. Ok, băi, eu zic că atât ar trebui să ajungă. Da, atât ar ajunge pentru căsuța asta. Că v-am zis, nu vreau să fie o casă foarte, foarte mare. Ok. Bun, aici o să fie geamuri, deci nu ne complicăm să facem altceva. Perfect. Mergem și partea asta și să vedem cum facem acoperișul la această casă. Că ăla e cel mai complicat, să zic așa. Chiar e cel mai complicat. Hai să vedem de acoperiș. Deci acoperișul ar trebui să fie... Stai. Ne mai trebuie blocuri, boss. Sper să mai ajungă toate spongiurile pentru și pentru acoperiș. Dacă nu, o să trebuiască să facem mai micuță căsuța. Da, nu știu. Și din fericire avem speed. Ok. Bă, dar nu știu dacă mai ajung asta aici, nebun. 30. 37. 40. 51. A? Mi ajung 51. Mai sunt câteva acolo care se prăjesc, dar na, totuși. Hai să trecem pe aici să mai avem speed în continuare. Așa, perfect. Hai să mergem acum. Bun. Hai să vedem dacă ne ajung aici. Cât să facem noi acoperișul ăsta. Ok, că așa trebuie să fie până aici așa. Aici cred că o să fie sus de tot. Ok. Bun, păi ceva de genul ăsta ar trebui să fie. Mai am 14, boss. Nu mi-ajung 14, ești nebun. 9, 4. Nu mai trebuie chiar atât de multe dacă stau să mă gândesc, dar trebuie să-i fac și în față, mă. E un pic mai complicat, cred că ar trebui să facem casa un pic mai micuță. Așa, așa e ok, zici că e o biserică. Ceva de genul ăsta. Bun. Și după o să trebuiască să punem practic aici. Nu, stai. A, trebuie să punem și în față. Mai avem 10. Fuck. Bun, deci de terminat aici, ne-a ajuns cât să terminăm. Acum faza e că trebuie să pui și aici, știi? Ca să arate ceva căsuța asta. Și nu știu dacă mai ajung, dar de fapt, practic eu mai câștig niște blocuri de aici așa din spate, nu? Așa. Că na, asta o să fie aici. A, bine, și eu m-am pus să fac o casă de-asta mai mare, nu puteam să fac și o căsuță de-asta micuță, așa, ușor, fără vreo complicație sau ceva, trebuia să fac eu, să-i fac acoperiș de la... sofisticat și prostii din astea. Ar trebui să am speed acum, nu? Așa, perfect. 4. Țai, încă 4, bă. Și ce fac eu cu 4, mă? 4 și cât mai fac de acolo, dacă mai spar puțin din casă. Minunat. Păi, ori o să mai facem rost de spongiuri, ca să terminăm căsuța, să o facem să arate mai bine. Ori nu știu ce facem. Ba, cred că o să mai facem rost de spongiuri. Deci chiar zici că e o biserică. Bine, hai să spargem după aici. Ok, și să vedem cum ne ajunge. Măcar am putut să facem acoperișul, practic.
Bine, nu complet, dar am putut să facem noi ceva acolo, știi? Ok. Aș putea să las așa, să fie un... Nu știu, să fie geamuri mai mari aici, să zicem. Și așa, teoretic, mi-ar ajunge, lejer. Și să pun... Nu, stai. Fac. Nu. Așa doar. Atât. Ok. Și în partea asta. Și am rămas cu două spongiuri. Da, hai că n-arată rău. Sincer, dacă stau să mă gândesc, n-arată chiar rău. Bun, și eventual, nu știu, le mai pun și pe astea pe undeva. Dar hai prima dată să punem sticluța aici așa. Să punem toată sticla în partea asta. Și când o să mai am niște spongiuri, o să mai pun pe aici. Să facem geamurile astea mai micuțe. Că, na, parcă arată mai bine, zic și eu. Ok, și aici în față. Pac, pac. Bun. Bă, în interior nu știu ce să pun pe jos, sincer. Adică să pun tot spongiuri, nu prea am cum. Cred că o să punem noi ceva. Acum ce ne-ar trebui nou ar fi o ușă și practic am cam terminat tot. Un copac pe aici. Uite, am un copac acolo. Deși, bă, nu, că arată prea bine copacul ăla. Nu putem să îl distrugem chiar așa. Și pe aici parcă arată prea bine copacul. Ok, o să ne ducem în parte asta. Să spargem de aici un... Bine, să tăiem, că nu spargem un copac așa. Să tăiem un copacel de aici așa. Bun, minunat. Și acum putem liniștit să mergem să punem o ușă acolo. Uite, altă, da, uite aici. Bă, chiar aici am și uitat ce voiam să fac. Am lăsat toată chestia asta așa. Mi se pare că voiam să fac o fermă sau ceva de genul ăsta și am cam, na, lăsat totul așa. Bine, hai să facem noi o ușă momentan. Uai, textura asta nici nu e de versiunea bună. Stai așa, așa, boss. Bun, avem un crafting și ne facem o ușă, adică 3. Dar bine, eu am, din nou, am un chest de uși, dar eu momentan nu am folosit nicio ușă de acolo. Bun, cam așa arată căsuța, fraților. V-am zis când o să mai multe blocuri o să și completăm în spate, pentru că nu e cam gata pe aici și din față arată bine casa, dar dacă te uiți dintr-o parte arată un pic ciudat. Mă rog, o să... completăm pe aici. Bun, cam atât ar fi cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și ce mai vreți voi pe acolo. Nu uitați că ne auzim astăzi la ora 8 pe live. Și nu uitați că aveți și Instagram-ul unde scrie, unde v-aș ruga să dați un follow. Toate cele bune, la revedere, pa, pa!